Toți românii au fost impresionați de cozile formate de muntenegreni pentru a dona sânge pentru compatrioții noștri răniți în accidentul rutier din apropiere de Podgorița. Între timp, cei 29 de răniți au ajuns în țară și au fost repartizați la 4 spitale din capitală. Toate județele învecinate au sărit în ajutorul lor, trimițând cât mai mult sânge necesar pentru transfuzii, și Centrul de Transfuzie Sanguină Buzău s-a raliat efortului general, expediind către capitală un lot suplimentar de sânge. Chiar astăzi dimineață, în această dimineața, am trimis către București 75 de unități de sânge către Centrul de Transfuzii București, care să îl poată distribui pentru cele 4 spitale care au primit răniții, și bineînțeles, în continuare vom încerca să-i ajutăm de câte ori este nevoie. Deși au reacționat un pic mai greu, buzoienii au început să se prezinte pentru a dona sânge pentru răniții din Muntenegru. Gheața a fost parte de 12 doamne de la Tribunalul și Judecătoria Buzău. Pentru că s-ar putea ca în această săptămână, cât și în săptămânile următoare, acești răniți să aibă în continuare nevoie de sânge, aș face un apel pe această cale să rog populația buzoiană să înțeleagă cât de important este să ajutăm acești oameni. În această dimineață am avut surpriza plăcută a unui grup de 12 persoane de la Tribunalul Buzău și sperăm că exemplul dumnealor va fi urmat și de alte instituții. Cei care vor să doneze sânge pentru supraviețuitorii din Muntenegru sunt așteptați în continuare la Centrul de Transfuzii din Buzău. Exemplul cetățenilor din Podgorița, care au donat în număr mare sânge pentru români, este cea mai elocventă lecție de omenie, de care ar trebui să ținem cont cu toții.